Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu, gazda dumneavoastră la emisiunea Ordinea de Această zi. Emisiune Avem astăzi subiecte multiple legate de problemele care sunt la ora actuală în Gorj. Aveți un număr de SMS afișat și pe burtieră 0766314582 dacă doriți să ne sugerați teme de emisiune, dacă aveți întrebări, dacă aveți nelămuriri, dacă aveți ceva de spus apropo de ceea ce noi discutăm aici. Invitatul meu este Cornel Șomâcu, colegul nostru. Bun găsit, bine ai venit, de fapt, Cornel, că tu ești invitat. Da, de data asta bun găsit, vă spun eu. Da. Mai ales că am fost și câteva zile, dar am avut alte probleme, dar trebuie să nu fiu, n-am putut să ajung la, să zicem, la emisiunile obișnuite. Da, ți-am semnat locul, dar te-am taxat, te-am chemat să dai emisiune. Am decis, dragi spectatori, să discutăm câteva teme de genul. Defileul Jiului s-a închis, există oameni care n-au aflat. Hai să le mai spunem o dată. CEO, e cald, să zicem că merge cu motoarele turate. Politica e fierbinte. Administrația încearcă să tureze motoarele. După alegeri locale și vin și parlamentarele, mi-e groază, sincer. Da. Să începem cu defileul. Da, eu aș face o remarcă doar la partea cu administrația, că deja am înțeles că unii primari, chiar și noi aleși, își fac planuri de concediu. Așa că începe cu motoarele turate la figurat, că la propriu deja se întâmplă altceva. Da. Între cei doi primari, fostul și actualul sau fostul și același, a fost un stop, adică nu s-au făcut plății, nu s-a întâmplat nimic, ăla care pleca nu avea voie să facă nimic, ăl care venea nu venise încă și a fost un blocaj. Acum se blochează cu concediile, să înțeleg. Da, România e cunoscută pentru acest lucru. Undeva pe sfârșit de iulie și până după 15 august, când este acea zi națională până la urmă că se sărbătorește, toată lumea e în concediu. Declarat sau nu, că mulți sunt în activitate, dar se comportă ca și în concediu. Ei, unii mai pleacă în delegații la mare, la munte. Nu, da, am avut... Cursuri se organizează, tot da, toată lumea se formează, dar doar la mare sau la munte. Deci, exact. unde se fac... Dar pe banii, atenție, pe banii administrației locale, aici e problema. Și nu sau costă publice. Puțin. Un curs de acel gen depășește cu 1000 de lei clar. Deci indiferent unde... Pentru fiecare participant. Deci, ba din contră, mai nou ofertele sunt câteva firme consacrate, firme de regulă de la București care fac aceste cursuri și care vin, să zic așa, cu facilități deosebite pentru această perioadă. Dacă vii, te înscrii la cursul ei, pentru o anumită sumă poți să-ți iei soția, poți să-ți iei copilul, poți să-ți iei familia. Da, deci sunt oferte foarte... Unele firme destul de importante, să spun așa, consacrate. Darnice firmele. Da. Bine, e pe banii, nu, e pe banii tot ai noștri sau în orice caz ai celor care... Nu de la ei. Da. Apropo de ce o, deci am rămas... Nu, de defileu. Da, începem de fapt la defileu mă gândeam. Situația este cel puțin ciudată după o campanie de câteva săptămâni în care CNDR-ul, Direcția de drumuri, inclusiv secția Gorj, dar s-a vorbit pe știri că se blochează defileul pentru anumită lucrări. Perioadă. De fapt, cam toată vara va fi defileul așa. Defileul Jiului, da, despre el vorbim, da. Ca să fie clar. Ne-am aflat în situația ca românul informat cu ghilimele de rigoare că în momentul când s-a blocat, să înceapă să urle pe acolo diversi cetățeni, domne, nu știam, n-am fost anunțați, deși... Nu ne-a sunat nimeni. Da, deși... sunt puse anunțuri și pe drum, deci dacă cel care a condus mașina respectivă știe să citească, discutăm deja așa, ar fi putut să afle. Dar au mizat pe fapt, toate indicatoarele pe unde trecem. Au mizat pe faptul că foarte mulți, că poate totuși nu se lucrează, că poate ne lasă, că poate nu știu ce. Și când nu i-a lăsat... Da, a început, nu neapărat scandalul, dar a mers directorul, cel care, domnul Tudor, a fost să le explice chiar în defilă la cei nemulțumiți că, domne, nu se poate trece pentru că avem o lucrare și anunțată. Care a început mai demult și nu, dar e anunțat de câteva săptămâni. Normal,
A fost anunțat inițial pentru la începutul lunii iunie să se blocheze defileul. S-a putut lucra totuși într-un anumit mod în această perioadă, dar acum nu se mai poate pentru că de multe ori se blochează defileul, sunt utilaje și pe o parte și pe alta, chiar n-ai pe unde să treci. Ca să nu mai spunem de altceva, și era o declarație în presă făcută de același Ion Tudor, care spunea că are o altă problemă, în sensul că cei de pe tirul nu prea respectă nici semafoare, nici altceva. Deci intră, calcă pe covorul asfaltic, se lasă, sunt diverse probleme de acest gen. Dar pe mine mă frapează, suntem totuși în secolul 21, anul de grație 2016. Nu poți, avem surse de informare oriunde, la îndemână. Toată lumea se presupune că știe câte ceva din ce se întâmplă în această țară. Și să nu afli măcar un lucru de ăsta. Bine, absolut, afli, mi se pare grav. Dacă întâmplător te uiți la știrea care anunță asta sau la emisiunea noastră de acum ceva timp când domnul a anunțat. Da, a apărut asta în toată presa centrală și națională. Toată lumea nu citește ziare, bun, poate nu se uită la există televizor. Există infotraficul care poate fi contactat. Gratuit. Da, gratuit și poți să afli ce traseu. Ce probleme sunt. Care vrei să urmezi. Ca să nu mai spun că există acum Facebook-ul. De s-a anunțat și pe Facebook toată chestia asta. Deci, efectiv, dacă trăiești în secolul ăsta, trebuia să vezi această informație. Dar eu mai degrabă cred că unii nu i-au dat atenție doar pe ideea, bă, să vedem că poate trecem sau nu știu ce de genul ăsta. Deci, odată sursa de informație și în al doilea lucru, că acum avem nemulțumiri, e pe undeva normal, dar vreau să vă spun, toți cetățenii sunt nemulțumiți și inclusiv subsemnatul, așa, de anumite lucruri. Adică se sparge o stradă și, într-adevăr, dacă vezi o ține luni de zile fără să lucreze pe ea, normal că te apucă draci. Dar gen de filo, bă frate, dar când se lucrează și trebuie făcut acea lucrare, suportăm toți și avem așteptăm, mai bun. Așteptăm să se întâmple ceva. Dar până acum am țipat că nu se face. Da. Iar acum când se lucrează, avem o altă problemă, că de ce trebuie să se blocheze? Păi, trebuie să se lucreze, mai ales că e vorba de lucrări mari. Și periculoase, adică nu e cazul da, să treci pun, prea acolo. Se pun și niște plase. Mai sunt zone din defileul Jiului în care plasele de protecție, să nu mai cadă stâncile, nu sunt puse. Și acum se lucrează și la acest lucru. Smacarale, sunt diverse alte lucruri. Ca să nu mai spun că porțiunea de intrare din Sadul și până în zona Vișina, deci trebuie refăcută strada, adică sunt niște, chiar am văzut acum în ultimile zile, s-au săpat foarte jos pentru structură, pentru asta, deci e vorba de 2 metri sau mai bine în jos, adică în sol. Adică se reface integral, da, de la zero, da, și pentru că a fugit și alunecă strada și trebuie consolidată dacă vrei să... De altfel arunci banii pe asfalt degeaba. Se face reabilitare, da. 100%, nu sunt reparații sau ceva. Deci sunt lucrări de amploare și trebuie făcute, nu e altă soluție. Da. Să mergem la CEO, Complexul Energetic Oltenia, care are seceta dorită, să zicem, deși mai și plouă, ca să le meargă treaba să poată să producă, să le ceară lumea energie, că e o problemă acum. Ei ar produce săraci, dar nu prea mai vor beneficiarii să le ceară energie. Oare? Începem să ne îndoim de acest adevăr din două motive. Acum, în momentul când lucrează cu 8 grupuri, practic maximul care poate să-l mai dea, deci câte 3 la Turceni, 3 la Rovinari, câte 1 la Ișalnița și Craiova 2, au o altă problemă, n-au cărbune în stoc. De aia s-a trecut, cu excepția celor de la Roșia, care nu mai au depozit, practic toți minerii lucrează în program de 7 zile la nivelul lunii iulie. Și acum avem altă problemă, în sensul că... Vor concedii. Da, asta e una. Da, ne începem să ne plângem că n-avem cărbune în depozit și n-avem cu ce produce. Acum să mă ierte cei care sunt în domeniu, dar trebuia să se gândească, apropo de managerii care sunt, trebuia să ia aceste măsuri de precauție să se poată da. Deci, dacă am înțeles bine, această producție cu 8 grupuri n-ar putea fi susținută mai mult de 1 august. Deci, dacă nu se face ceva cu producția, de asta s-a mers pe 7 zile ca să completeze cât de cât stocurile. Iar la nivelul 1 iulie, stocurile ar fi trebuit să aibă peste 2 milioane de tone în ele, iar noi n-avem decât 800.000.
Păi și care e problema că lucrează 7 zile? Și noi când avem o comandă mare, lucrăm și noaptea, și 7 zile. E o problemă. Nu dăm rabat la calitate, chiar dacă stăm peste program. Nu, lucrez când ai de lucru, problema frate, că suntem în capitalism. Lucru pe 7 zile aduce costuri mult mai mari pentru CEO. Păi foarte rău să le dea libere când n-au de lucru. Contractul colectiv presupune ca ziua de sâmbătă să plătești cu 75% în plus, iar ziua de duminică o plătești dublu. Și adunate într-o lună, practic, prins niște automat veniturile minerilor vor crește și iar noi avem, ca orice firmă care ne respectăm cu ghilimele, avem o problemă dacă trebuie să dăm mai mulți bani la oameni. Trebuie să găsim alte soluții cu ghilimele de păi rigoare. Păi eu știi ce soluție aș găsi ca manager așa în CEO? A zice, băi, minerilor, și iertați-mă, dragilor mineri, dacă nu sunt sindicalistă de data asta. Consider că sunt manager, da? Păi când trebuie să produc? Atunci când am nevoie de cărbune, că nu pot să-l țin în stoc pentru că se autoaprinde, corect? Că așa l-a țin în stoc. Da, teoretic, dar motivul de care nu sunt stocuri nu e ăsta că se autoaprinde acum. Altele sunt cauzele în care au făcut să n-avem nici măcar rezerva strategică de care cândva exista. Care sunt? Nu s-a lucrat cum trebuie cu cap, ai lăsat oamenii în libere mai mult. De fapt, ce s-a întâmplat? Noi raportăm la nivelul primelor 5 luni, fostul manager Ciubotărică, chiar și actualul, au raportat un profit de vreo 145 de milioane de lei. Profit care nu există. De fapt, ce s-a întâmplat? N-au fost plătiți prestatorii. S-au redus pe cât posibil, deci practic... Păi, asta înseamnă că ei nici n-au facturat, da, pentru că profitul se calculează cu la facturi, cu nu la excepția certificatelor verzi care au fost cumpărate, practic cheltuielile au fost reduse la minimum, iar veniturile care sunt mult mai mici ca anul trecut, atenție, din vânzare, au fost mai mari decât... Deci diferența aceasta este luată ca profit, dar de fapt sunt plăți pe drum care nu s-au făcut. Iar prima problemă care aș putea să spun că este în cazul de față, inclusiv partea cu salariații. Deci salariații au fost ținuți în acele perioade de concediu fără plată, husnicioara cred că nici la început, cred că sunt de vreo 3-4 luni în această situație, deși acum e nevoie de cărbune. Iar cea mai importantă carieră practică a CEO-ului este în momentul de față, este blocată, e vorba de Roșia, pentru că a rămas fără depozit, dar ghicitoare, cine ar fi vinovat despre această situație, mai ales că, atenție, ăia de la mediu nu au fost nebuni. Deci, pur și simplu, au avertizat CEO-ul de 3-4 ani că e o problemă acolo. Și cu toate astea nu s-a luat nicio măsură. Problema e că, din câte spun surse din companie, nici acum nu s-au făcut demersuri, în afara faptului că s-a încercat printr-o hotărâre judecătorească să blocheze acțiunea agenției de mediu, nu s-a făcut absolut nimic. Ori acum ar fi trebuit, terenul este identificat, amenajare și trecere pe chestia asta. Nu se face chestia. Deocamdată s-a găsit, înseamnă foarte mulți bani. S-a găsit o soluție să meargă pe direct, deci fără depozitare, direct pe termocentrală, dar asta nu e o soluție decât de avarie pentru câteva luni, pentru că în momentul când vine iarna trebuie să ai depozitele respective, altfel nu vei funcționa. Da. Deci o greșeală de management, faptul că măcar în celelalte depozite să fie avut atâta rezervă. Deci dacă acum, să zicem, dintr-un anumit motiv nu poți să exploatezi și știm ce e în carieră în momentul de față, când e noroi, când e prea mult praf și toate celelalte, se pune problema să nu poți să extragi. Deci practic rămâi fără cărbune pentru producție în câteva săptămâni. Da, dar problema asta cu știi, păi dacă îi chemăm în weekend trebuie să le dăm mai mulți bani, mie mi se pare... N-au spus oficial, chestie, dar ăsta e motiv. Mi se pare o chestie un pic așa, adică bă, hai să ne umplem de bani când și așa n-avem din ce trăi și s-ar putea să închidem pentru că nu suntem rentabili. În schimb, dacă e sâmbătă și duminică, a zis Dumnezeu să nu se muncească, motiv pentru care hai să luăm mai mulți bani. Păi ne furăm căciula, efectiv, adică de ce să nu zicem altfel? Bă, frate, hai să facem o medie, că și omul nu poate să stea nemâncat în lunile în care îl trimiți în fără plată și să mănânce cu două guri când îl plătești 7 zile. Corect. Dar să-l plătești 7, nu 7+. Și să zici așa, băi, hai să facem o medie, cât am lucrat? Am lucrat mai puțin luna asta, hai să-i dăm salariul cam așa,
și când depășește și se vine alte zile, să-i aduc aminte că l-am plătit și când nu prea mergea. E, vei fi dușmanul numărul unu al sindicatelor în momentul de față. E, de la noi așa se lucrează și sindicatul nostru nu zice nimic, că nu există. Suntem foarte puțini. E vorba de... Da, diferența între mediu privat și în continuare companii de stat cum este CEU este destul de mare. Motiv pentru care ăla merg prost. De acord, dar Correct? În continuare rămân la părerea că merg prost și din cauza managementului. De ce spun acest lucru? Iată, acum probabil în câteva zile după cum speculează presa locală, vom avea oameni noi în directorat, urmând ca actualii, dacă vor fi schimbați sau doar retrogradați șefii de divizii, să nu mai facă parte din directorat și să, deci practic mai înființez noi funcții. Deci coboară cu o treaptă directoratul, deci șefii de direcții gen Daniel Antonie la direcția minieră, fostul manager general Ciubotărică la divizia financiară, urmând ca pe directorat să ne trezim cu oameni care deocamdată nu știm nimic de ei, dar inclusiv un german, spune presa de astăzi, cu un CV controversat, pentru că mai nou ne trezim cu foarte mulți manageri recrutați de firme străine, dar care nu le poți verifica CV-ul. Nici ăștia, dacă țineți minte, în ultimile săptămâni, în ultimile luni, au apărut la CEU diversi specialiști mari, așa, cu CV-ul impresionat, dar care nu se confirmă. Inclusiv tehnocrații din guvern. Ne-au spus că sunt mari, că sunt nu știu ce, dar de fapt, cu excepția câtorva care au fost tot la companii de stat din România, la companii mari, restul erau roata nu știu cât la căruță, nu știu în ce firmă privată. Au calitatea să lucreze într-o firmă privată, dar atât. Ei, acum se vorbește de un german care va veni în directoratul CEO și s-ar putea să ne mai trezim și cu alte surprize. Mi se pare mie sau și la fotbal avem tot un german. Da, la națională avem un drum. Coincidență, frate. Și președintele tot german. Da, începem să ne îndreptăm spre... Bine, problema, știți sau cum... Sau se îndreaptă spre noi. Apropo, cam bancuri. Și vorbeam de minerit. Știți, în anii 70, România încearcă să se ia, a luat tehnologie germană pentru minerit, pentru toată chestia asta. Și când au pus toate utilajele și la Rovina și peste tot, n-au mers. Nu mergeau escavatoare astea. E banc? E banc real, aia din nefericire. S-au trezit că utilajele, da, erau exploatate de către români. Deci aveau nevoie și de germanii, care să lucreze cu el. Așa că degeaba aducem noi câte un german care e mai mult trăit prin România, în cazurile amintite, că nu funcționând pe principii germane, pentru că totuși Germania e numărul unu în momentul de față la nivel european și poate chiar mai mult de atât. Da, și apoi să ne mai gândim la un lucru. Facem directoraj, directorei, șef de divizii, șef de nu știu ce, le dăm diverse nume la posturile respective, dar contractul colectiv de muncă e semnat. Poate să vină anul ăsta 1000 de directori, nu mai au ce schimba. De acord, dar mergem... Nu, deci avem pentru ce mai fac schimbări acum? Păi trebuie să arate că se schimbă. Deci la noi problema nu e... Am venit acum, în ultimile zile, fostul ministru al Costescu, fostul ministru al transporturilor, care spune, domne, am avut misiune de la Cioloș să restructurez CNDR-ul, să fac o firmă de investiții, să... am demarat chestia, de asta nu se fac în câteva luni, că dau totul peste cap, mai concediez, mai reașez, dar trebuie să funcționeze lucrurile. M-au dat afară că nu comuni și că nu termin în 6 luni. Nu așa. Pot să fac asta. E, la noi ce se întâmplă? Și acela vine din mediul privat, nu e neca nimeni ca să nu știe ce vorbește. Așa se întâmplă la CEO. Deci la noi trebuie să arătăm că lucrăm. Cum facem asta? Nu contează. Vine unul nou, dăm afară director, pune director, dăm angajați, îi luăm de la birouri, îi ducem în carieră, îi luăm din carieră, îi ducem la birouri. Deci fiecare vine cu altă chestie, ca să nu mai spun de lanț. Deci avem acum în noua formulă, vom avea directoratul, vom avea direcțiile... diviziile, pardon, vin sucursalele, vin carierele, vin ăsta, deci lanțul se mărește, nu o să se reducă. Chiar aveam, cred că o intervenție a domnului Răuț, fostul șef al direcției de resurse din chiar semnala chestia asta că noi ne complicăm și dânsul semnala înainte de a se lua și decizia asta, deci practic acum am făcut lanțul mai mare decât era înainte, da.
Or fi mai ca număr de șef de birou sau ceva, probabil vor fi mai dar oricum ăia nu grevau nu știu cât costurile companiei. Deci e spitalul de nebuni în momentul de față în CEO și tare mi-e frică că va fi și mai rău. În condițiile în care, și aici îi dau crezare fostului manager Laurențiu Ciurel, care mai nou e coleg cu noi, cu ghilimele, și a făcut blog și mai spune unele lucruri pe care alții le reproșeau înainte de când era el manager, dar asta e altă treabă. Oare el scrie pe blog? Că mă întreb acum cine scria la ziarul CEO, că erau foarte ciudate articolele, deci, erau foarte subiective. Deci vreau să și cu un limbaj inadecvat. Deci vreau să spun că blogul lui Ciurel e scris bine. A, da? Da, pe când ziarul CEO-ului era făcut cu picioarele. Deci e o diferență. Deci nu e aceeași mână, acum nu știu cum. La el e mână și la ea e picior. Da, da. Deci, nu, și spune-le unele lucruri. Printre altele, apropo de... de situația din CEO, remarcă și el problemele, unele care, atenție, vin din înainte, de pe vremea lui. De fapt, am putea spune că începutul dezastrului CEO este în epoca Ciurel. Continuă însă, nici acum și nu ne redresăm, asta e problema, chiar dacă facem pe hârtie, că atenție, la sfârșitul anului trecut sau la începutul anului acesta, am trecut pe pierdere lucruri care nu erau în regulă. De exemplu, situația de la Craiova, apropo că am și verificat informația, Termo Craiova are datorii la CEO destul de mari. Ei au intrat cu judecător sindic, s-au stabilit plăți la zi cum trebuie făcute, deci în administrație, în reorganizare. Și își plătește datorii la zi. Cu toate acestea, eșalonate, nu sunt la zi, sunt eșalonate. Nu, la zi cum e eșalonare, pe eșalonare. Confirm planului de, da. Ce facem noi ca să facem pierderi la CEO cu un anumit interes? Punem toată datoria care a fost reeșalonată, o punem direct la pierdere. În condițiile în care o să iau banii ăia, da. Rate. Cum e situația cu Horezu. O avem la pierderi pe anul trecut. Dar noi putem executa mai multe la Horezu, de la legat de Horezu, de pe lângă faptul că e gaz Horezu, Horezu Berbești. Berbeștiu. Dar e vorba de Govor, pentru CET Govora. Deci avem acolo de se poate executa și se poate executa inclusiv active imobiliare, dar în același timp, conform contractului, dacă nu-și plătesc datoriile, putem să luăm cariera înapoi. De ce nu o luăm? Dar nu treci pe pierderi, nu poți trece pe pierderi în momentul când fluxul funcționează. Deci, practic, așa s-a creat acest prejudiciu imens. Nu că n-ar fi, pentru că dacă ai aduce din nou cariera, practic aduce alte pierderi. Cu salarii, cu alte chestii. Deci nu e bine să o aducem înapoi. Dar ca idee. Păi ălea ar trebui să fie costuri, nu pierdere. Adică costuri pe care le faci ca să obții niște venituri, după ce scazi costurile din venituri, să rămână un leuț, adică să fii pe profit. Da, nu avem, practic, nu e nevoie, știm că avem o criză în sensul că nu avem unde să vindem. Deci, practic, n-ai nevoie de carierele decât pe relația cu Govora, care nu poate plăti. Deci, în acest lucru, dacă îl aduci din nou în companie, practic, ți-aduci mortul în casă, cum s-ar spune. Deci, nu e nevoie de chestia asta. Dar noi trecem la pierderi și aceste lucruri. Deci, cred că pe undeva pierderea a fost pierderile unele sunt exagerate. Pe de altă parte, acum, ca să dăm bine și să arătăm că ce buni sunt tehnocrații noștri, facem profit. Dar îl facem profit, cum am spus mai devreme, îl facem din hârtii. Și spunem, peste 3 luni avem profit, sau 5 luni avem profit pentru că am plătit nu știu ce, cum spuneam. Dar ăsta nu ne ține de foame, pentru că în lunile următoare se va vedea, vor trebui făcute alte plăți. Da, eu nu înțeleg un lucru. Deci profitul, toate calculele astea economice se fac în funcție de facturări, nu de plăți efectiv, ci de facturări. Întrebare, oare le-a impus la prestator să lucreze și să nu factureze? Pentru că altfel s-ar normal fi regăsit. Ar trebui să fie 90 de zile plățile, așa spune legea, nu? De la facturare. Da. Dar facturile nu s-au dat pentru că profitul se calculează la facturare, nu la plată. Da, mărturisesc că nu știu problema aceasta. Poate că le-a cerut să nu factureze. E posibil și asta, pentru că depinzând foarte mult, sunt foarte multe firme care ca prestator de oricare, de la pază și până sunt la... Sunt captive, n-au alt... Sunt, da, și probabil acceptă acest beneficiar lucru. Dar dovada este, riscăm însă altceva și asta e mult mai grav, în sensul că oricare din firmele acestea care are contract cu CEO,
În momentul când nu îi se plătesc prestațiile și suntem în situația asta, pot să zic că, bă, stop, ce-o fi, o fi, ceri, dau în judecată, ceri insolvența. Conturile, ceri eu insolvența. Ceri insolvența cui? A lui CEO. CEO-ului. Chiar și a mea, ca firmă. Pentru că CEO are o problemă, spusă printre rândul de toți oficialii, faptul că nu au lichidități, ei acum merg la maximum, dar plata pentru ce merg acum va fi peste 3 luni, să zicem, sau 2 luni jumătate. Ori până atunci trebuie să supraviețuiești, trebuie să plătești salarii lună de lună, trebuie să faci altceva. Și am mai văzut, apropo, că vorbeam de blogul lui Laurențiu Ciurel, spune ceva la un moment dat despre faptul că a fost acum posibilitatea către CET Timișoara pentru un contract foarte bun, contract care ar fi asigurat măcar în primă fază o lună salariile și toate celelalte. A fost într-o situație foarte ciudată în care a fost refuzat acel contract. Deci pur și simplu s-a considerat că nu e rentabil pentru CEO, deși era la un anumit nivel care dădea produs. Dar apropo, că s-ar de la una la alta, știm scandalul că, cu datul la sârbi, în sensul că pe noi ne costa în jur de 50 de lei tona de cărbune și o vindeam la sârbi cu 59 și că eram pe pierdere. Așa a fost acel scandal. Acum suntem în situația de ne-am dus cu, datorită acelor perioade de inactivitate și toate celelalte, am ajuns la cost undeva la 70. Deci acum nu mai producem la coborsem la 50. Acum producem tona cu vreo 70 de lei. Deci e destul de mult și cu toate acestea am fi avut vânzare la CET Timișoara. Iată că nu facem acel contract, dar aici cred că mai este o explicație, o spuneam mai devreme, faptul că nu avem cărbune. Deci, practic, ca să... Nu mai avem nici pentru termocentrale. Da, da, deci de asta cred că nu s-a acceptat un asemenea contract. Bine, vreau să vă spun încă ceva. S-a tot spus că trebuie să fie o info... și aceste companii ar trebui să comunice foarte bine. Deci vreau să vă spun că Ciurel, și ai spus mai devreme, Ciurel era foarte subiectiv în ce comunica când era manager. Acum nu mai este nici așa, deci practic singura comunicare a CEO-ului este pe cazul acela cu banii dați lui Medințu, chiar astăzi sau zilele trecute au fost înfățișeri pe acest, se judecă undeva la instanțele gorjene, cred, la acest moment, dar nu aflăm lucruri din companie, practic totul e pe surse. Deci sunt câteva publicații locale sau radio care află diverse lucruri pe surse, dar ca să afle exact de la manager, la purtător de cuvânt sau de la site-ul CEO, că are acolo de la comunicate. Site-ul CEO, practic afli nimic. Are secțiune de comunicate, are serviciu de presă. Deci e comunicarea în ultimile luni lasă de dorit și cred că de aici apar diversele lucruri. Iar toată lumea în CEO are o mare problemă. Mi-o semnalau oameni care lucrează de mult timp în CEO și spunea, domnule, e o teamă generală că ai putea intra în colimator și ai putea fi dat afară, ori că e socotit omul vechii administrații, ori pentru faptul că nu taci din gură. Și așa le bulversăm între noi. Astăzi sunt, chiar spune el, astăzi mă duc la Tismana 2, o să mă trimită o lună nu știu unde și să fac naveta cu mașina, eu nu dau producție, eu trebuie să mă plimb. Deci nu am nicio treabă, făceau. Deci mi-a spus, și chiar fost personaj important. Deci nu este o organizare. Deci practic este o mare dezorganizare la acest moment în CEO. Și cred că asta se repercutează asupra rezultatelor companiei. Și acum, alunecând încet către politică, pentru că ne-am făcut planul să discutăm și despre asta în emisiune, scriam în vertical, am primit niște comunicate de la sindicatele miniere săptămâna trecută, în care făceau o scrisoare deschisă, de fapt, către ministru și spuneau că administrația vrea să facă angajări pe criterii politice, să plătească pe cei care, mă rog, au făcut servicii la alegeri și așa mai departe. Asta încercau să și atrăgeau un semnal de alarmă și îl anunțau pe ministru că uite ce face administrația, din ce o angajează clientela politică. O fi așa, nu fi așa? Deci eu cred că de asta s-ar face aceste mișcări de trupe. Aceste angajări politice s-au făcut permanent în CEO.
Deci am avut, în fiecare an am avut angajări, dar de regulă fac, gălăgie fac ceilalți, că se angajează doar într-o parte, depinde cum sunt ăia la, care controlează compania sau sunt la guvern. Și în acest moment, și în acel fel, deci câteva sute de oameni se angajează. Deci noi concediem mii, dar noi adunăm în continuare și pe funcții angajăm în general. Așa are... Păi de-aia se înființează funcții noi și se desființează funcții vechi, pentru că dacă desființezi o funcție veche, ăla care îl dai jos de pe ea nu poți să te dea în judecată, că l-ai dat afară. Nu, am desființat funcția ta și am înființat alta pentru care am organizat concurs. Corect. Și a câștigat X. Da, faza cea bine, mai... Bine, astea sunt niște ipoteze nedovedite și noi n-avem voie să spunem că așa s-a întâmplat, dar așa acuză ei. Faza cea mai interesantă este că deși descoperim în fiecare an că s-a adunat, anul trecut cred că au fost 121 de asemenea angajeri sau ceva de genul ăsta, acum 2 ani 200 și tot așa, nimeni nu plăcea și acum vor fi iar câteva zeci dacă nu sute, nu se va întâmpla nimic, ăia rămân. Deci chiar dacă îi descoperim, mai e câte unul care se satură de ăsta, de demisia și pleacă, dar asta sunt unul la mie. Restul rămâne acolo, tac din gură și încet încet fac vechime în companie și ei sunt specialiștii. Acum îi aduci pe criterii de genul ăsta și după aceea vor fi specialiștii care vor duce ceul mai departe. Deci aici e toată chestia, că deși vorbim, recunoaștem că e așa, știm toți, nu luăm nicio măsură. Apropo de scandalul cu acele, la începutul anului, cu acele trepte de salarizare. S-a tot făcut scandal, că sunt numai de la un sindicat, între timp s-a mai reorganizat și pe la celălalt sindicat și practic am aflat că au fost, că au fost 1000 și ceva care au căpătat, spun nejustificate, dar situația din ce știu eu a rămas la fel. Chestia că din legal, nu știu dacă poți să-i dai, să-l cobori pe om pe treaptă după ce l-ai promovat, decât dacă o faci printr-un act administrativ care poate fi atacat în instanță. Deci e cu duș și întors. Dar așa mai bine mai promovezi pe unii ca să, să fie mulțumiți și ceilalți care contestă, nu? Să mergem la politica pură de la nivelul județului Gorj. S-au terminat alegerile locale, vin alegerile parlamentare, se ascut din nou săbiile, se iese din nou în presă puternic de către da, avem, politicieni. În aceste zile avem niște situații cel puțin ciudate. Pe de o parte, avem posibila fuziune între Partidul Mișcarea Populară a lui Traian Băsescu și Partidul UNPR, Uniunea Națională pentru Progresul României, care teoretic nu mai este condus de Oprea pentru că ăsta a plecat din partid. Deci avem o asemenea fuziune foarte posibilă. Pe de alta, la Gorj, ăștia au început să-și dea în cap. Adică e un partid al familiei Davițoiu, așa a fost de la înființare, și familia Brăilă, deci sunt două familii care controlează acest partid. Lângă care partid? Partidul Mișcarea Populară PMP, la Gorj. Alături de ei au venit, înainte de alegerile locale, deputații Scarlatii Riza și da, Vasile Popeangă de la PSD și fostul subprefect al capitalei sau prefect al Gorjului, Liviu Andrei. Rezultatele n-au fost mulțumitoare, dar n-au fost nici atât de... Deci pentru un partid nou, eu zic că au fost acceptabile până la intrarea în Consiliul Județean, intrarea în Consiliul Municipal și în alte consilii locale. Dar acum a apărut un scaun, o bătaie apropo de alegerile parlamentare pentru scaunele eligibile, pentru că PMP-ul acum mizează pe un loc eligibil măcar de deputat. Pentru că, dacă telespectatorii nu știu, dacă acum 4 ani au votat uninominal, acum nu mai votează uninominal parlamentar. Acum se votează pe listă. Deci, practic, partidul adună toate, adică toți susținătorii lui Traian Băsescu de aici, din Gorj, câți ori fi, dar dovadă s-au strâns câțiva, o să poată, să zicem, să meargă cu un parlamentar, un deputat, să-l impună în Parlamentul României. Or, miza a devenit foarte mare. De ce? Pe de o parte, cei doi parlamentari foși PSD, chiar dacă nu o declară, cel puțin Vasile Popeangă spune că se gândește cam la pensie sau nu știu ce, și-ar dori acea poziție. Ce, de parlamentar? De deputat. Deci cei doi. Există familia Davițoiu, care unul vrea senator, unul deputat, frații. Și mai există și Liviu Andrei. Care vrea și el. Care vrea și el și care, deocamdată, din ce am văzut eu în alegerile acestea, a dus greu campanie electorală. A fost unul din vectorii de imagine ai partidului. Ce se va întâmpla? Rămâne de văzut, dar ținând cont că
cel puțin Scarlatti Riza și Nicu Davițoiu și-au, cum să spun, și-au spălat rufele în public, mă gândesc, și eu așa aș face să fiu locul lui Traian Băsescu, i-aș trimite pe amândoi la plimbare, pentru că afectează imaginea partidului. Dar nu se va întâmpla acest lucru, probabil la un moment dat se va aplana cumva, nu știu cum la acest moment, mai ales că Partidul Mișcarea Populară este un partid extrem de interesant în toată țara. Apropo de alegerile locale, ei au făcut, ca românul echidistant, au făcut alianțe în toată țara cu cine a nimerit. Au făcut și cu DMR-ul, au făcut și cu PSD-ul, au făcut și cu PNL-ul, unde s-a putut să prindă o funcție. Iar cea mai ciudată situație, nu știu dacă o știați, la Ilfov, Partidul Mișcarea Populară are doi consilieri județeni, care sunt ambii vicepreședinței Consiliului Județean. Nu știam. Pentru că PNL-ul să poată să impună președintele, fostul președinte, îmi scap acum numele, aveau nevoie de aceste două voturi. Iar PMP-ul a negociat atât de bine încât a obținut două funcții de post. Ar fi fost interesant dacă aveau trei, ce-i dau și al celui de-al treilea. Mai inventau un vicepreședinte, mai creau o funcție. Deci, apropo, că nu are nicio legătură nici cu doctrina, nici cu... Deci, au fost un partid eficient, au obținut... Făceau altceva, ziceau, vrem doi vicepreședinți și președintele. Da. Și erau trei. Era o idee. Da. Și apropo de politica gorjeană, interesant, mai interesantă este situația, aș spune, la Partidul Național Liberal, unde avem un singur președinte după luni, după ani, în care a fost acel... duo. Și în care Victor Barbu n-a făcut decât Tudor Barbu n-a făcut decât să devină... S-a pus în poziții ridicole, să zicem așa. Așa, găseam cuvintele acceptate de CNA. Da, și mai ales că e totuși un fost coleg de breaslă de pe vremea OTV-ului. Nu, da? Tudor Barbu a reușit performanța de a deveni antipatic și propriilor membri de partid. Deci sunt liberal care îl înjură, ceea ce e greu pentru un politician să reușești chestia asta. Să te înjure ai tăi. Dan Vâlceanu conduce acum acest partid. Probabil, apropo de candidaturile parlamentare, am aflat că cei doi frați, Davițoiu și, i-am mai amintit și pe ceilalți, și-ar dori o funcție. Avem la acest moment Dan Vâlceanu sigur își dorește o funcție de deputat, nu știm pe de alții, de senator? Dar pe la senator e mai greu de obținut. Da, e mai greu de obținut și acolo și lasă pe altul. Da, și acolo cred că depinde cum vor evolua lucrurile, dar la acest moment conform sondajelor sau rezultatelor după alegerile locale mai degrabă are șansa ALDE să impună un senator decât Partidul Național Liberal. Da? De ce? Pentru că potențialul de creștere, deci ALDE la Gorj a făcut un scor bun și are potențial de creștere, deci în 6 luni se pot duce peste PNL, în timp ce PNL este în continuare în coborâre. Da, sociologic vorbind. Acum depinde și de oamenii care îi pot impune. Da, sunt convinsă că și ALDE ar prefera, adică să meargă pe mai multă siguranță la Camera Deputaților decât pe dovadă că Dian Popescu a și declarat în ultimile zile, după ce a declarat că nu mai interesează Senatul, a declarat că l-a interesat un post de deputat. Da. Ceea ce pentru telespectatori trebuie să spunem, dragi telespectatori, sunt 2 senatori pe Gorj și 6 deputați. 6 deputați. Ei, colegiile sunt mult mai mici, cele pentru deputați, pentru că se împarte suprafața județului la 6. Ei au nevoie de mai puține voturi. Da, deputatul e la vreo 70.000 de locuitori, iar senatorul cam la dublu, undeva 150-160.000, cam așa. Păi nu, că dacă sunt doar 2 senatori și 6 deputați. Pe Gorșu are undeva la 370-380.000 de locuitori, pe undeva pe acolo. Cândva am avut și 3 senatori. Deci probabil că încă sunt... Deci fiind 2 senatori, le trebuie de 3 ori mai multe voturi decât unui deputat. Da, aproximativ, da. Ceea ce nu e deloc ușor și plus că trebuie să te duci în campanie într-o jumătate de județ, mai bine te duci într-o șesime. Deci asta este... Și șansele sunt mai mari să convingi. Nu mai avem colegile și automat toți vor trebui să bată. Deci chiar dacă merge la deputați, va trebui să bată tot județul, să tragă lista în sus. Deci... Nu mai sunt colegile. Corect. Deci din acest motiv, practic, campania e aceeași și probabil și efortul financiar.
Dar, pe de altă parte, apropo de candidați, că o să ne acuze cei de care se uită la noi, că am pomenit de candidații opoziției, chiar și de Dian Popescu, chiar și de Dan Vorceanu, și n-am vorbit de PSD, unde aici este chiar foarte interesantă situația, în sensul că PSD-ul la acest moment poate băga chiar 2 senatori. De ce? Are senator în funcție. Adică 2 sunt de tot și să ia pe amândoi. Da. Mihnea Costoiu este senator la acest moment și, din câte știu, își dorește realegerea, chiar dacă am aflat din gura altor lideri PSD că nu l-ar prea interesa și că trebuie convins. Că vrea și el deputat. Că trebuie Da, ar putea fi și asta o explicație. Pe de altă parte, avem Ion Călinoiu, care și-a anunțat intenția de a merge la Senat și care, la acest moment, are o popularitate constantă, destul de notorietate destul de bună la nivel de județ și omul care a tras practic partidul în aceste alegeri locale să facă scorul acela. Deci, problema este, și din ce am înțeles și la PNL, la PSD, e vorba de cine prinde colegiul 1. Mihnea Costoiu sau Ion Călinoiu? Păi, parcă nu mai aveam colegii. Colegiul 1, poziția 1 la Senat, aici e toată chestia. De fapt, da, de fapt, împărțind județul, fost colegiul 1, deci cam așa se... Ăla e mai, deci zone în care PSD-ul are un anumit control. Deci la acest moment, la vot pe listă, PSD-ul are șanse să-i bage, să zicem, dacă vor candida cei doi, dacă se va confirma și nu vom avea alte surprize, că e posibil să mai apară și alții. Iar la Camera Deputaților, la acest moment, dinspre PSD, în afara numelui lui Victor Ponta, care va candida în continuare tot de la Gorj, nu avem prea sigure. Sunt mai multe intenții, nu avem nominalizări sigure, pentru că PSD-ul este în situația foarte ciudată că 3 din 4 deputați nu mai sunt în PSD din actual în funcție. Camelia Craibani și cei doi care au ajuns la PMP. Pe de altă parte, își doresc foarte mulți. Deci, la acest moment, cel puțin, am inclusiv Andrei Maioreanu spunea că vrea să candideze. Mai din generația tânără n-am auzit pe nimeni că ar vrea la parlamentare, dar probabil că și generația tânără din partid își dorește cel puțin un candidat. Deci vom avea o situație, plus că se mai vorbește că ar putea și fiind vot pe liste, se poate, am putea să asistăm cu 1-2 candidați veniți dinspre centru, spre teritoriu, cum se făcea până acum 8 ani. Deci e posibil să adică ne trezim... Adică un Ponta. Da. Dar da, întrebare... da, e o idee. Da. Încă o întrebare. Ziceai că cei de la ALDE ar putea să scoată un senator. Da, deputați n-ar putea să scoată? Nu, cu siguranță. ALDE are foarte mari șanse pentru cel puțin un deputat. La Senat e greu, dar dacă nu-l ia PSD-ul, la acest moment PNL-ul nu e sigur de un post la Senat. Și cea mai bună dovadă este că Dan Vâlcean nu-și dorește o poziție de senator. Pe de altă parte, e posibil ca din partea PNL-ului la Gorj să-l vedem pe Tudor Barbu la Senat. Păi parcă nu mai era... Păi este prim vicepreședinte al organizației județene. A, nu mai e președinte, da. Copreședinte. Așa. Și în același timp, nu știu ce județ și l-a asimilat, deci probabil că tot la Gorj va încerca pe relațiile pe care le are cu Dan Vâlceanu și celălalt să candideze dacă își mai dorește în politic. Mai avem doar un minut și am zis că vorbim și de administrație. Administrația, Am spus la început, cei plecați, cei plecați, cei care au pierdut alegerile, încă nu sunt plecați definitiv, cei veniți încă nu s-au instalat cum trebuie. Da, s-au instalat, ăia au plecat, ăștia s-au instalat, au început activitatea. Problema e că se vorbește de grevă, problema este că parlamentul... Greva este a funcționarilor, da. A fost asta, trebuia să fie... care și cei din administrație. Problema este că Parlamentul nu a aprobat guvernului să dea ordonanțe și că nu se poate face rectificare de buget până când nu se întoarce Parlamentul de pe unde ai plecat, care înțeleg că e în vacanță. Da, da, asta nu va fi o problemă. Guvernul poate să facă acea rectificare de buget în sensul ca și document și Parlamentul să fie chemat într-o sesiune specială. Dar... Și poate nu vine. Nu, problema e, din ce am văzut, sau că... Sau nu întrunește vormul. Este, nu, guvernul a fost foarte dezamăgit că n-a fost lăsat să dea anumite ordonanțe.
Eu stau să mă întreb ce ordonanțe, că nu era vorba de rectificare de cu simulații. Da. Deci cred, în continuare, păstrez părerea că Parlamentul a luat o decizie înțeleaptă. Bună, da? Să nu lase guvernul să dea... De capul lui câte el în concediu. Da. Mai ales în situația că, iată, acum rectificarea practic se poate face în orice zi din acest moment și chem pe parlamentari. A, o să mârâie unii, o să vină din concedii, o să vină din concedii alții. Dar apropo, că se spunea că nimeni nu-și mai... Inclusiv premierul Cioloș a spus că nu și-a vacanță, toată lumea va fi în activitate. Miniștrii ăștia, tehnocrații, la televizor nu-i vedem, pe la ministere nu prea sunt. Unde or fi? În vacanță. Posibil. Să ieșim când ne dă afară Cornel Șomâncu, care urmează la emisiunea Panoramic, unde o să discute probabil despre probleme naționale și internaționale, că peste locale le-am cam terminat, să zicem, ca să ne lăudăm. Vorbim de o vară estivală cu mult fotbal la emisiunea viitoare. Ia auzi. Da, dragi telespectatori, deci final de emisiune, ne revedem la următoarea, n-aș putea să spun sigur dacă mâine, hai să nu băgăm mâna în foc. Eu sunt Aura Stoienescu, mulțumesc pentru atenție, la revedere!